Horoscopul zilei de azi. Horoscopul zilei Berbec. Zi propice pentru comunicare. Vă este ușor să găsiți un limbaj comun cu alții. Înțelegeți adesea chiar și persoanele necunoscute dintr-o privire. Sunt posibile cunoștințe plăcute, precum și întâlniri cu cei pe care nu i-ai mai văzut de mult timp. Liber vă împărtășiți ideile, chiar dacă acestea par prea îndrăznețe sau puțin ciudate. Cu siguranță vor fi cei care vă vor ajuta să vă implementați planurile. Sunt posibile coincidențe uimitoare, evenimente neașteptate și foarte plăcute. După amiaza este generoasă, cu surprize care vă vor plăcea. Taur. O zi propice pentru studiu, muncă și lucruri importante. Te descurci foarte bine, aproape toate eforturile tale sunt norocoase. Puteți implementa ceea ce a fost planificat de mult timp în urmă. Cel mai probabil, prietenii sau alte persoane apropiate vă vor ajuta în acest sens. Idei bune apar și ar trebui să le discutați cu persoane de încredere. Cu toate acestea, nu trebuie să uitați de odihnă. Supraîncărcarea nu este benefică. Cel mai bine este să nu programați activități deosebit de plictisitoare pentru după amiază. Dedicați acest timp unor activități plăcute, vă vor înveseli, vă vor ajuta să vă simțiți mai vioi și mai energici. Gemeni. Prima jumătate a zilei este neobișnuit de generoasă cu idei bune. Desigur, nu este întotdeauna posibil să le implementezi imediat. Cel mai probabil, va trebui să așteptați puțin înainte de a prelua implementarea planului vostru. Între timp, vă puteți consulta cu prietenii și alte persoane în a căror opinie veți avea încredere. A doua jumătate a zilei va fi fructoasă și plină de evenimente. Poate nu veți planifica unele cazuri deosebit de grave și dificile, dar veți face față perfect soluției problemelor actuale. Coincidențe norocoase și vești bune sunt probabile. Rac. Relaxează-te! Aceasta nu este cea mai bună zi pentru a vă apuca de lucruri dificile, pentru a pune în aplicare planuri grandioase. Acum merită să vă recuperați atât fizic cât și mental, să vă gândiți la modul în care vă puteți mulțumi atât pe voi înșivă cât și pe cei dragi. Puteți încerca ceva nou, impresivi vă vor inspira. Va fi util să vă întoarceți la ceea ce ați învățat cândva, dar v-ați oprit la jumătatea drumului. Acum aveți ocazia nu numai să vă amintiți ceea ce este pe jumătate uitat, ci și să mergeți mai departe. Este posibil să găsiți oameni cu aceeași idee, care vor deveni în cele din urmă prieteni. Leu. Zi ușoară și norocoasă. Apar multe idei grozave. Printre acestea există unele care pot fi implementate imediat. Nu vă pierdeți timpul, acționați, totul va funcționa. Stelele sunt gata să vă susțină cele mai îndrăznețe întreprinderi. Sunt posibile întâlniri plăcute, inclusiv cele neplanificate. Ziua este generoasă cu surprize plăcute, cadouri neașteptate precum și semne de atenție care vă vor mulțumi. Timpul cu persoana iubită este inspirator. Chiar și relațiile care anterior erau tensionate pot începe să se schimbe în bine din această zi. Fecioară. O zi ușoară, de bun augur și inspiratoare. Este generoasă cu întâlniri plăcute, coincidențe norocoase. Ești entuziasmat de tot ceea ce este nou, înveți repede și obții primul succes în ele. Unii reprezentanți ai semnului vor ghici brusc cum să rezolve problemele care i-au îngrijorat anul trecut. Ești încântat de comunicarea cu cei dragi, atât rudele cât și prietenii vechi aduc vești bune. Pot oferi ceva interesant sau pot ajuta în afaceri. Încasările de numerar, inclusiv din surse neașteptate, nu sunt excluse. Balanță. Ziua este generoasă cu planuri interesante. Apare idei grozave pe care le puteți implementa în zilele următoare. Este util să veniți cu ceva nou, să improvizați, să căutați o aplicație pentru talentele voastre. Multe dintre experimentele tale sunt norocoase. Abordezi orice afacere în mod creativ, ceea ce altora le place foarte mult. Nu vor lipsi oameni dispuși să vă ajute sau doar să vă țină companie. Sunt probabile cheltuieli neplanificate, nu vor fi în zadar. Intuiția vă spune în mod inconfundabil la ce merită să cheltuiți bani și unde puteți economisi. Scorpion. O zi minunată pentru a socializa.
vă faceți ușor prieteni noi și vă distrați mult întâlnindu-vă cu cei vechi. Unele petreceri improvizate vă distrează și chiar și o simplă plimbare se poate transforma într-o aventură interesantă. Oamenii din jur nu rămân indiferenți față de farmecul tău. Cineva se poate îndrăgosti la prima vedere. Prima jumătate a zilei este plină de neînțelegeri amuzante, de unele evenimente neașteptate. A doua jumătate este mult mai calmă, dar oferă și o mulțime de momente plăcute. Acesta este momentul potrivit pentru activități creative. Săgetător. O zi fructuoasă de bun augur potrivită pentru activități creative, care vă permit să vă arătați imaginația. Sunteți fericiți să experimentați, să veniți cu ceva nou, să vă bucurați mult de implementarea ideilor voastre. Alții oferă de bunăvoie ajutor, susțin multe dintre eforturile tale. După amiază este momentul potrivit pentru vești minunate și oferte interesante. Sunt posibile cadouri neașteptate, atât de la cei dragi, cât și de la noi cunoscuți. Seara este potrivită pentru întâlniri romantice, comunicare cu cineva drag. Capricorn. Zi norocoasă. Impactul tendințelor pozitive va fi puternic. Te înțelegi bine cu oamenii, poți negocia mult atât cu vechii cunoscuți cât și cu cei noi. Va exista ocazia de a vorbi despre ceea ce te interesează de mult, de a discuta idei și planuri pe care nu le-ai împărtășit nimănui până acum. Unii reprezentanți ai semnului vor găsi răspunsuri la întrebări care i-au îngrijorat în ultimul an. Vești bune sunt probabile. Acestea vă pot preocupa personal sau pe cineva foarte apropiat de dumneavoastră. Evenimentele plăcute în familie, schimbările în bine în relațiile cu rudele nu sunt excluse. Vărsător. O zi minunată pentru a socializa. Te înțelegi ușor, negociezi rapid chiar și cu cei cu care te-ai certat adesea înainte. Relațiile care erau tensionate devin din ce în ce mai armonioase și acesta este cu siguranță meritul tău. Vechii cunoscuți vă pot aminti de ei înșiși, vă vedeți cu oameni pe care i-ai pierdut de mult timp. Este posibil începutul unei povești romantice uimitoare. Ți-o merge bine în general, totuși nu vă supraestimați puterile, nu vă asumați sarcini prea obositoare. Mai ales seara. Acest timp este mult mai bun pentru odihnă. Pești, zi propice. Nu este în special nimic de îngrijorat, stelele sunt de partea ta. Poți conta pe sprijinul lor. Unele evenimente care vor iniția schimbări în bine nu sunt excluse. Nu treci cu vederea nimic. Încearcă să profiți de fiecare ocazie pentru a face ceea ce ai în minte. Ziua este favorabilă comunicării. Va exista ocazia de a discuta o mulțime de întrebări interesante, nu numai cu vechii cunoscuți, ci și cu cei noi. Unii pești astăzi vor găsi oameni și prieteni cu aceeași idee. Horoscop zilnic.